Oameni buni, ați nimerit direct în cabinetul medicului, pentru că iată, încep școlile, grădinițele, unii au început școlile și grădinițele, alții urmează. Așadar, sunt mulți părinți care îți fac griji, pentru că se apropie sezonul răcelilor. Întotdeauna când e aglomerație la școală, la grădiniță, încep și problemele. Tocmai de aceea avem alături de noi medicul, specialist, pneumolog, prietenul nostru, doctorul Marius Sava. Iată-l pe doctor venind astăzi la emisiune. Doctore, te rugăm! Salut, doctore, salut, și bine salut. Ai venit. Ce faci, cum ești? Aproape bine. De data trecută, alergiile ți-au trecut? Rămas, să știi că am rămas cu nasul înfundat de la trecută, serios. Fiecare dimineață mă trezesc cu nasul înfundat din cauza ambroziei, că am stat cu ea aici. Omul a fost pentru emisiunea trecută să caute ambrozie prin București, a luat ambrozie, a venit cu ea și de atunci a rămas... M-a atacat o doamnă când a luat ambrozia. Și de atunci a zis doamna, ce faci mă, înfure ambrozia, nenorocitule. Și am rămas cu nasul înfundat, în fiecare dimineață trebuie să tușesc, cred că trebuie un medic, asta mă gândeam. Să încerci la un pneumolog sau un alergolog, nu? Alergolog sau pneumolog, într-adevăr, da. Ce faci, doctore, cum ești? Sunt bine, parțial bine, de acum începe treaba grea pentru pneumologie. Dar ce înseamnă și... parțial bine? Ești răcit, ești, ce ai ceva? Nu sunt răcit, mie mi se accelerează inima din când în când foarte tare. De ce? Probabil că am o problemă din naștere. Ai fost la doctor? Sau am fost de mai multe ori și mi-a spus, dom'le, n-ai nimic. Am înțeles, deci doar în capul tău. Acum, când am venit, săptămâna trecută când am venit înspre emisiune, pe drum, mă uitam la ceas și aveam 140 de bătăi pe minut. Mult. Mă gândeam că 140 ziceai că fac maraton. Și, păi și tu ca doctorul ce ai făcut? Am luat un tratament, bineînțeles, și mi-e frică să mă duc să mă caut. Fix ca orice bărbat. Acolo mă dezbrac de haina mea de doctor, dacă orice bărbat nu este frică și asta este adevăr, dar să nu mai spui la nimeni. Deci nu te duci la doctor, a? Cunosc eu un cardiolog bun. Și eu cunosc foarte mulți cardiologi buni, dar ce mi-o zice? Mi-am făcut ecografie, mi-a spus că totul este în regulă, dar a trebuit cumva să înaintez. Să aprofundez cu... și nu prea vrea? Nu prea. Nu. Nu. Vezi, acum ai înțeles și pe oamenii care se uită la noi la emisiune și de moarte multe ori le teamă să meargă la doctor. Eu înțeleg perfect. Eu în iulie am fost atât de răcit. Am crezut că mor. Mi-am făcut testamentul ca orice bărbat adevărat. Nu cred, mă. Răcit rău. Cobză? Cobză. Am crezut că mor, gata. Eu, pe bune vorbești? Da. Bine, eu nu muream. Dacă era soția mea răcită, probabil că făcea de mâncare. Dar eu stăteam întins în pat și boleam acolo, credeam că mor, gata. E și ipohondru. Mai degrabă sunt speriecios. Mă gândeam, uite, domnule, am febră 39 de grade, îmi las copilul singur, mă duc acum până la cealaltă, scriu testamentul, gata. Așa suntem noi, ce să facem? Asta este... Deci, oameni buni, sperăm că această discuție cu prietenul nostru, doctor Marius Sava, vă încurajează, că și dumneavoastră, cum să vă spun, nu greșiți cu nimic când gândiți așa, pentru că, la urma urmei, e firește să ai teama asta de doctor. Este absolut natural. Este absolut natural. Există și un concept de patologie de halat, să numește. Adică în momentul în care te duci în cabinetul unui doctor, începe să-ți crească tensiunea, să-ți crească ritmul cardiac, începi să ai tot felul de dureri de cap. De asta e bine ca medic să relaxezi pacientul din fața ta, ceea ce eu fac foarte bine, dar nu funcționează cu mine. Adică dacă mă uit în oglindă și spun, Marius, n-ai nimic, nu mergi. Eu zic, tot am dar ceva. Dar să începe la o doctoriță, o să te ajute mai mult. La o doctoriță am fost cu ecografia, acolo m-a liniștit. Păi poate... Ce să fac? Asta sunt. Deci, doctore, ăsta ești, cu ăsta defilăm. Da, ăsta aveți. Hai să vedem ce avem aici. Pentru că vine sezonul grădinițelor, școlilor, unei au început și nu de alta, dar apar și foarte multe probleme. Iar problemele care pot să apară sunt, pune miluita, după cum vedem pe tabla asta. Apar problemele, într-adevăr, sunt infecțiile acute respiratorii la copii, dar să știți că sunt niște lucruri foarte naturale. De ce? Un copil, ca să-și facă imunitatea, trebuie să răcească. Adică trebuie să treacă prin toate astea. Da. Noi avem, într-adevăr, avem și o imunitate luată din vaccin, care este bună, avem și o imunitate născută, dar nimic nu este la fel de folositor ca imunitatea pe care o facem noi după contactul cu un virus sau cu o bacterie. Așa că un copil care răcește, să știți că nu înseamnă neapărat că are o problemă. Este o chestie naturală pe care trebuie să o facă. Să răcească. Sunt niște semne de gravitate pe care trebuie într-adevăr să le identificăm, dar sunt și niște lucruri pe care trebuie să le tratăm cu un pic de indiferență. Și ăsta este un mesaj foarte, foarte important pentru oameni. Eu știu că este copilul dumneavoastră și știu că o să vă pară rău să-l vedeți cu febră și că tușește. Dar el ajută să-și crească un pic de indiferență. O să-i treacă. Și o să-i treacă de cele mai multe ori fără tratament și mai ales fără antibiotic. Antibioticul e cea mai mare prostie, mai ales atunci când ești răcit. Eu la o vârstă de 2 luni am fost diagnosticat cu pneumonie. Mă rog, a fost o chestie foarte gravă că le-a spus părinților să pregătească. Bă, dar ironia sorții. La 2 luni diagnosticat grav cu pneumonie și acum ești doctor pneumolog. 2 luni am făcut tratament injectabil cu penicilina.
care atunci era cel mai puternic. Domnul nu știa dacă mai trăiește, adică. Păi nu, mi s-a spus că nu am nicio șansă, i s-a spus, adică părinții mei săraci erau terminați. Uite cât de înalt am crescut. Ideea este că eu în momentul de față, eu dacă văd un om răcit la 5 metri, răcesc și eu. N-am imunitate deloc din cauza antibioticului pe care l-am luat la 2 luni. Serios? Da. Păi nu s-a mai refăcut de atunci? Imunitatea mea a fost învățată puturoasă. Limfocite, celulele care se ocupă de apărarea mea, ele nu știu să aibă o memorie. Pentru că ele sunt învățate puturoase că eu am luat antibiotic de la 2 luni. Deci nu poți să le educi? Nu prea. E o chestie pe care o facem greșit încă din copilărie, dăm antibiotic la copil. Statistica spune că 20% din infecțiile acute respiratorii, 20% au nevoie de antibiotic. 80% nu au nevoie de antibiotic. Ce procent crezi că este pentru cei care iau antibiotic? 80% iau antibiotic. Și ar trebui să fie invers. 80% iau antibiotic. Și este un procent, o diferență de 60% care nici nu le-ar trebui antibiotic. Antibioticul ăla creează rezistență pentru bacteria care a făcut sau pentru microorganism. Deci asta este o problemă cu antibioticul. Avem o problemă destul de majoră în momentul de față. Asta și este... e și din cauza unor colegi de-ai tăi, doctori, care când s-au prins copilul cu puțină febră, au zis, i-au dat direct antibiotic. Este foarte comod pentru medic, este o greșeală extrem de mare. Haide mă, deci eu știu doctor care nici nu răcea bine copilul, îi dă antibiotic. Sunt copii care nici măcar nu sunt răciți, au câte o alergie. Și le dă antibiotic. Da, există un concept care nici măcar nu există din punct de vedere științific, se numește bronșita asmatică. Formă. Nu există așa ceva. Dar bronșita astmatiformă, toată lumea primește antibiotic când copilul de fapt are o alergie ușoară. Și primește antibiotic toată lumea. Noi deja avem o rezistență extinsă la antibiotice. Noi ca populație, în România, avem o rezistență extinsă, de exemplu, la doxiciclină, la cefalosporină, la fel. Avem rezistență la antibiotic și în momentul de față avem de-a face cu o bacterie care se numește stafilococ. Care este... la școală întotdeauna le. Da. Care este din ce în ce mai rezistent, avem stafilococ care este rezistent la orice antibiotic cunoscut. Asta din cauza că am luat antibiotice foarte mult? Unul din cauza, da. Hai să vedem ce ai și pe tablă, doctore. Infecțiile acute respiratorii se împart în două mari clase. Infecțiile hai de lucru la școală. Virale și bacteriene. Perfect. Infecțiile virale sunt ușoare, moderate și severe. Dar infecțiile virale niciodată nu necesită antibiotic. De să fie clar. Virusul e virus. Adică și COVID-ul la fel, să știi că asta a fost o problemă majoră, că la început ne se spunea să luăm un antibiotic, să numea azitromicin, așa e substanța activă. Păi noi ne spunea, cine spunea? Voi, doctorii ne spuneați. Nu noi, domnule, a apărut cineva la televizor și noi ne-am luat după la de la televizor. Culmea, pentru mine a fost un eșec personal, a fost ceva rău de tot. Cine a apărut la televizor? Cine a zis? Cred că președintele Americii a spus. Asta e o problemă mare. A spus și a zis, domnule, ăsta este game changer, azitromicină. Cum Dumnezeu tratăm un virus cu un antibiotic? Și de acolo s-a epuizat într-o săptămână toate stocurile de antibiotic. Nu mai exista. După aia ne-am luminat și noi la cap și după vreo 6 luni am zis, domnule, terminați cu antibioticul la infecția virală, nu există așa ceva. Bun, apoi avem infecțiile bacteriene. Și infecțiile bacteriene le avem pe cele ușoare, unde nu trebuie antibiotic. Pe cele medii. Da, unde plus minus și pe cele severe unde trebuie antibiotic. Reprezentat de 20%. Acum, întrebarea mea e următoarea pentru tine, domnule doctor. Da. Cum îți dai seama că copilul are o infecție virală sau o infecție bacteriană? Primele semne încep de acasă. Și adică, noi putem să ne dăm seama. Orice secreție galben-verzuie din nas, exact, nas, ureche, expectorație, orice, din orice orificiu și la adulții este aceeași regulă, înseamnă că e o bacterie. Deci dacă ai mucii galben-verzui, da, dacă e o chestie foarte limitată, adică curge un pic nasul, doar un pic capul, lăsăm în pace copilul. Nu trebuie neapărat să intervenim cu antibiotic, cum să fie galben-verzui. Deci asta e diferența la prima vedere între viral la și bacteria. E cea mai elocventă. Dar avem febra care este mult mai intensă la infecția virală. Febra, mult mai intensă, 39,5 la infecția virală. La infecția bacteriană nu este așa. Starea generală este mult mai... agravată, mult mai real la infecțiile virale. Te blegește, n-ai chef de nimic, ai o stare de somnolență. La bacterie nu e așa. Este un început mai treptat al infecției. Okay. Și toate lucrurile astea trebuie să te ducă pe tine dacă este infecție virală sau bacteriană, dar cel mai bine mergi la medicul de familie și să sperăm că este un medic de familie cu frica lui Dumnezeu care nu-ți dă antibiotic cum intri pe ușă și spui că îl doare în gât un pic pe la mine. Atunci este o problemă, mai bine dai tu acasă, cu sigur are toată lumea are acasă un antibiotic. Altă problemă majoră. Da, exact. Bun. Trebuie să mai identificăm și semnele de gravitate și aici este un lucru foarte important, adică trebuie să știm momentul în care trebuie să mergem cu acel copil la spital sau la doctorul de familie, mai degrabă la doctorul de familie. Și primul lucru este febra. Okay. Trebuie să fim atenți la febră. Ce înseamnă febra? Febra înseamnă când temperatura este mai ridicată de 38 de grade, adică dacă copilul are 37 cu 8, îl lăsați în pace, se numește subfebră.
și păi suferă antren. Da, dar îi zici, stai să-i dau repede ceva să nu-i crească. Păi da, dacă copilul aleargă, copilul nu are nicio problemă din asta majoră să stea întins în pat, îl lăsați copilul în pace că își face bleg, așa, adică exact, nu... știi de ce? Că febra arată faptul că suntem foarte sănătoși. Culmea, de ce noi avem în creierul nostru un organ care se numește hipotalamus? Hipotalamus ăsta, la hipotalamus vin niște celule care îi spun, băi, avem de-a face cu un răufăcător la noi. Să mergem să-l atacăm. Să mergem să-l atacăm. Și atunci ai febră. Dar ajută-ne și tu. Crește un pic temperatura, pentru că virusul sau bacteria mor foarte ușor la o temperatură mai ridicată. Și organul ăsta, hipotalamusul, crește un pic temperatura. Apoi, după 2 ore, 3 ore, se duce înapoi la el și spune, băi, știi ceva, n-a reușit. Hai, mai ridică un pic temperatura. Și o ridică și mai tare. E un semn de sănătate. Pacienții care au diabet zaharat, vorbesc de adulți, sau pacienții care au insuficiență renală cronică, care sunt două patologii ce scad imunitatea, ei nu fac febră. Pentru că nu au imunitate bună. Deci când nu ai imunitate, nu faci febră. Când nu ai imunitate, nu faci febră. Bun. Deci la virală... Ce e Greta? Nu știu, îmi fac gestiune, îmi arată un deget. Ce-i degetul ăla, Greta? Iartă-ne, Greta, eram în timpul discuției și ne-a certat doamna profesoară. Bun, deget. Bun, semnele de gravitate foarte important. Temperatura peste 39 de grade este un semn de gravitate. Deci 39 este de fapt cutoff-ul de la care noi ne gândim să îi dăm copilului un paracetamol sau un antiinflamator sau ceva să-i scadă febra. Dacă are semne, bineînțeles, înainte. Deshidratarea. Asta e. Deshidratarea. Când copilul nu mai vrea apă. Da. El nu mai vrea apă, noi nu-i dăm apă și el se deshidratează, lucru foarte important și trebuie să știm să identificăm deshidratare. Ne uităm la buze, dacă sunt uscate, este semn de deshidratare. Apăsăm unghia și îi dăm drumul. Dacă revine la culoarea roză în decurs de 3 secunde, nu este deshidratat. Dacă îi cade? Dacă îi cade, Doamne ferește. Asta este atunci. Atunci mergem la, sunăm la 112. În deshidratările severe mai există un semn pe care puteți să-l faceți acasă. Ciupim partea dorsală a palmei, ținem 3 secunde și dăm drum. Dacă revine imediat, înseamnă că nu este deshidratat. Dacă durează câteva secunde, înseamnă că este deshidratat. Dacă rămâne așa, este deshidratat. Astea sunt lucruri băbești sau doctoricești? Nu, sunt chestii științifice. Da? Apoi astea vorbesc. Să nu ne cu... încep, apăsăm pe unghie, să altele... Șosete cu oțet și cu spirit, ăla e cel mai bun. Merge, nu? Da, nu pentru copii, că s-ar putea să îi intoxici și cu alcool și să ajungi pe la... Ok. Bun. Cianoza, ne uităm la culoarea buzelor. Dacă este mov albastră, asta este un semn de gravitate. Și dacă se luptă să respire. Atunci e clar că trebuie să intervii și intervii, am văzut acolo, cu avem niște antiinflamatoare. Antiinflamatoare sau antipiretice. Acestea se dau controlat, nu se dau în exces. Adică odată la 6 ore, la 8 ore, niciodată mai devreme. Adică nu trebuie să facem supradozaj de paracetamol, pentru că poți să faci rău la ficat. Chiar în cazurile de infecții bacteriene, antibiotic. Antibioticul și antibioticul de elecție pentru copii. Și ăsta este un mesaj și pentru colegii mei. Nu mai dați antibiotice complicate, puternice și noi la copii, pentru că nu mai aveți cu ce să interveniți mai târziu. Antibioticul de elecție este amoxicilina. Și ampicilina, amoxicilina sunt... Adică astea sunt mai de debut. Sunt mai de debut. Apoi o creezi și rezistență, pentru că dacă tu nu nimerești antibioticul care trebuie și dai un antibiotic puternic, cum este substanța activă, se numește levofloxacina. Este un antibiotic puternic care are capacitatea de a crea rezistență la foarte multe bacterii. Deci dai antibiotic și mai rău faci. Mai rău faci, pentru că nu mai ai cu ce să intervii. Trebuie cu intravenos, trebuie să-l internezi, trebuie să ai... Și asta pe lângă faptul că e o problemă și pentru părinte și pentru copil, este o problemă și pentru societate, pentru că costurile sunt uriașe. O doză dintr-un antibiotic nou costă în jur de 500 de lei, cel mai nou antibiotic pe care l-am văzut. 500 de lei și trebuie de 3 ori pe zi. 1500 de lei pe zi. Și durează câte 10 zile, asta e o problemă. Și e povestea asta, că dacă ai recomandat antibiotic 5 zile, nu te oprești mai devreme, chiar dacă ți-a trecut, că nu îți face bine. Niciodată, și se întâmplă, eu pățesc asta la persoanele adulte, după 3 zile nu mai am nimic și gata, spun gata, m-am vindecat, nu mai am antibiotic. Problema este că nu avem o concentrație de antibiotic destul de mare să omoare bacteria, rămân câteva fragmente de bacterie și încep să se mulțească iar, dar de data asta sunt rezistente la antibioticul pe care l-au luat doar 3 zile. În momentul în care ai 5 sau 7 zile, de obicei 7 zile trebuie să-l iei. Nu te oprești tu la 3 zile că nu mai ai febră. Am înțeles. E așa cum spune doctor. Oameni buni, avem o rugăminte. Intrați pe Instagram, Facebook, căutați Marius Sava, acest prieten al nostru care vine săptămânal la lecția de telemedicină aici la televiziunea Liberă Pro TV și îți mulțumim mult de tot. Cu multă plăcere. Pentru că sunt informații care îi ajută pe părinți și îi ajută în același timp și pe adulți, știi? Și pe adulți și pe bunici. Asta e ultimul mesaj și promit că termin, că te rog, te rog.
În momentul în care copilul este un pic răcit și arată primele semne de răceală, este bine ca bunicul să plece un pic de acasă. Încă bunicul e primul care... O ia bunicul și la bunic nu ne descurcăm așa ușor, vine la mine bunicul. A, ca să nu se îmbolnăvească bunicul. Bunicul poate să ajungă de la o infecție banală cu, nu știu, cu gripă. Gripă care e o infecție banală pentru noi. Dar pentru bunic, dacă face gripă, poate să ajungă în terapie intensivă. Deci atenție mare atunci când copilul e răcit, să nu stea în preajma bunicilor. Bunicilor, protejați bunicii de data asta. Seniorilor, mulțumim mult de tot, doctore. Cu multă plăcere. Ești extraordinar, pe cuvântul meu, de onoare.